Și că tot ați adus în discuție noutățile pentru 2021. Mai avem IMM Leasing, la fel, aici deja avem în lucru 375 de milioane de lei care au fost finanțate prin IMM Leasing. IMM Leasing a început în luna septembrie. Avem 12 instituții financiare cu care lucrăm și aici e puțin altfel decât la IMM Invest, IMM Agro IMM. Practic, întreprinderea mică și mijlocie se duce direct la finanțator, își cumpără și achiziționează utilaje fie noi, fie second hand și practic instituția de leasing ne transmite nouă documentație, adică practic funcționează ca o garanție portofoliu, adică firmele de leasing în numele și contul nostru fac analiza și Deci mai acordă întâi acest se leasing. duc, cumpără și Și apoi, acum, da, dar deci au o practic doar garanție totuși. firma de leasing ne raportează nouă. Deci o relație directă între firma Da, de pentru leasing că am și fondul de încercat la garantare fel, să să nu nu. mai vă dau exemplu, am început IMM Invest unde eram, să spun, birocratizați. În momentul acesta IMM Invest este singurul program digitalizat 100%. Adică și finanțatorul și fondul semnează și IMM-ul. Toate băncile pun la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii semnătură electronică și se semnează în același timp. Bine, Pentru ne-a că vă ajutat și dădeam. pandemia, ce-i drept, că Domnule, știți na, cum au e, fost nevoia te învață. imposibile. Dar, Da, repet, exact. și chiar cu pandemie era foarte dificil pentru că un contract să ajungă la un beneficiar dura și o lună de zile, pentru că era cu transmiterea la bancă, banca trimitea înapoi, noi transmiteam pe poștă. Acum totul se face electronic. Și, așa cum a spus și dumneavoastră, orice criză are și lucrurile bune, să spunem așa. Deci la IMM Leasing câți beneficiari avem în Ca acest beneficiar moment? nu vă pot da, vă pot spune cât Sau am din plafon, exact, cât a mai rămas, nu garantat. știu. Deci, practic, s-a garantat 375 de milioane. Cam atât avem. Practic, jumătate din plafonul s-a consumat în cele 2 luni cât au fost. Se va duce, repet, aceeași sumă Nu, pe acestea, perioada anului ele sunt viitor sau? aprobate prin legea bugetului de stat. Deci un nou buget Fiind vor bugetul de trebui stat, e reintroduse, clar da. că legea finanțelor publice spune clar că creditele bugetare sau creditele neconsumate până la sfârșitul nu se raportează, ci practic vor fi aprobate prin noua legea bugetului de stat. Dar plafoanele, așa cum au fost date deja și aprobate de Comisia Europeană, sunt anuale. Deci ne așteptăm ca și la IMM, unde aveam 1,5 miliarde, să dăm diferența de cât a rămas, de 1 miliard probabil.